Bună ziua, bine v-am găsit, adică e bună seara, e pe la ora 8. Și am venit să vedem dacă au fost eliberate mătcuțele din cuști. Asta este un lucru foarte, foarte important. Dacă au fost eliberate, următoarele 7 zile nu mai avem treabă. Ia să vedem. Tot ce fac, ridic cușca, a eliberat-o perfect, strângem diafragma, dăm un pic de turtiță și asta e. La cum stă albinuța aici, eu zic că e eliberată, așa zic. S-a adunat albinuța foarte bine aici, s-a împrăștiat pe ramă, e un semn bun. Matca a fost eliberată. Știți ce nu-mi place? Că plâng albinele aia. Asta nu prea-mi place mie. Nu înțeleg de ce plâng. Ar trebui să mă uit după matcă. Dacă îmi plânge o colonie, nu e un semn bun. Ar trebui să arunc o privire. Ce o voi face? Da. Matca este făcută ghem, dar e vie. Plânge sărăcuța. Am eliberat-o de acolo. Sincer, aș lua-o și aș băga-o înapoi în bigudiu, fiindcă nu înțeleg această reacție. O să o lasă să mai plimbe, să văd dacă o lasă în pace. Ea se comportă așa cum trebuie, merge ușor pe ramă, dar
ce să zic. Unele o acceptă, altele nu. Da, interesant. S-ar putea totuși să fie bine până la urmă, dar e riscant. E riscant că e câte una care o agață pe spate, asta este riscant. Bun, trebuie liniște. O bag la loc să se liniștească. O să strâng bine diafragma să nu aibă albina așa spațiu, să o strângă. Strâng bine și o să le dau un pic de turtiță să vedem dacă va rezolva treaba turtița respectivă. Le dau un pic de turtă. E la limită, să zic așa, acceptarea asta. Voi vedea. Așa, aici au turta. Nu știu ce o să fie. Din păcate, nu știu ce o să fie. S-o bag iar în cușcă, sunt virgine și deja e cam mult timp să mai stea în cușcă. Asta e, riscăm așa. Bun, trecem la următorul. Aici sunt mai puține albinuțe. Matca n-a fost eliberată, dar o să o eliberez eu, ia să văd câte albine am. Nu sunt foarte multe, dar suficiente pentru a împerechea o matcă, e suficient. Mai dura un pic până îi dădeau ele drumul. Așa îi dau eu drumul.
Bun. E pe ramă. Aici nu-mi fac griji, aici. Aici totul e în regulă. Îi dau și lui un pic de turtă, dar nu foarte mult. Unde sunt albine mai mult e un pic mai complicat cu acceptarea. Îi pun un pic de turtă și mai vin peste 7 zile, nu mai deranjez. Cel mai frumos e atunci când vii, e dată drumul și matca se plimbă liniștită pe rame. Acolo e cel mai fain. Dar e complicat. Și aici sunt un pic albine mai puține. Uite după matcă dacă ai liberat-o. Nici aici n-ai eliberat-o încă, da, o să o eliberez eu. Gata, s-a dus mătcuța direct la o celulă cu miere. Mănâncă și matca mănâncă miere. Și acum să văd dacă e bine cu albinuțele. Se comportă bine cu ea. O lasă să treacă, o primește bine. Da, e în regulă. Haideți să încerc să fac un zoom mai aproape. Că și așa văd că dau drumul la mătcuțe. Să venim mai aproape aici. Fac un pic de zoom. Așa. Și acum pot să vă arăt mătcuți. Matca se plimbă în această zonă, e aici.
Se plimbă frumos, totul e în regulă. Cred că o să lucrez fără mânuși de data asta. Voi risca ceva înțepături, dar măcar văd că mătcuța e primită. Nu mai deranjăm o săptămână. Așa, și dăm și lui un pic de turtiță. Această turtă e mai mult de a atrage atenția, să zic așa. I-am pus-o acolo. Să sperăm că va fi bine. Trecem la următorul. Să văd dacă i-a dat drumul. Nici aici nu i-a dat drumul, mai dura un pic. Și aici avem un pic mai multe albine, să mai scurtez un pic din diafragmă ca să intre mai ușor. Așa, scot rama și o să pun matca pe ramă. Hai că nu sunt multe albinuțe. Cum văd eu că se comportă albina, e în regulă totul. Din toate albinuțile, numai matca mai e vie. O să-i dau drumul astfel. Gata, coborâ pe ramă. Stați să văd dacă se vede. Oricum matca e cu minte. Matcuța e cu minte, e acolo. Stă cu minte în celulă, mănâncă miere.
aștept un pic să se deplaseze. Atâta timp cât ea stă cu minte, e totul în regulă. Să nu fugă pe ramea este important. Dar văd că știe foarte bine ce să facă. Aștept să se deplaseze, asta este important, să facă câțiva pași. Albinele acum iau contact cu ea, dar totuși... Na, se vede. Acestea sunt lucruri care nu prea le știm exact. Dacă reușești, este o reușită. Dacă nu, este un eșec. Atâta știu că matca se comportă exemplar, adică nu fuge, stă cu minte până ia albinele contact cu ea. Ea va trebui la un moment dat să se deplaseze printre ele, că să-și facă, să zic așa, aștept să văd dacă se deplasează, albinele se dau din fața ei. Și a adunat aripile înseamnă că nu se mai simte amenințată. O matcă când se simte amenințată își desface aripile, exact ca paznicii. În momentul în care și le adună, nu se simte amenințată. Și acest aspect este un pic mai dificil de... Nu prea mulți ia în considerare. Deci, când a desfăcut aripile și a luat poziția de soldat și când și le adună, e poziția de blând, adică nu mai are motiv să se ferească. Și cam alternează acum matca și adună aripile și le desface, iarăși le adună, iarăși le desface. Când o albină se urcă, pe ea își desface aripile, când o eliberează și le adună.
Bun. Nu sunt 100% sigur dacă va fi acceptată, oricum o să o las în colonie, o să o las în stup și de acolo, la cum văd eu albinele și au cam la cunoștință cu ea, ușor și o să o lăsăm în pace. Așa, diafragma să fie apropiată, să aibă refugiu acela, să nu-mi poată albina să se suie pe ea. Perfect. Îi lăsăm și lui un pic de turtiță. Cam asta fac eu acum, mai am vreo câteva. Pentru voi, cu această filmare, adică închei filmarea cu această mătcuță, cu toate că unghiurile de filmare vin un pic mai târziu când îmi dau eu seama cum să vă filmez, dar iată, dacă stați un pic mai mult, reușiți să vedeți și altfel. Bun, atâta primește. Ne vedem peste o săptămână. Până atunci vor mai avea loc discuții în stup. Mă, sau ce facem cu asta? E virgină? O primim? Nu o primim? Facem treabă cu ea? Nu facem? Și mai este un impediment. De obicei, la împerechere când ai o matcă, ideal ar fi să fie din aceeași rasă. Din păcate nu e așa, dar eu sper că măcar două din acestea patru să fie reușite. Vom vedea. Bun, cam atâta în seara asta, pe seară. Mie mi-a plăcut ce am văzut. Până data viitoare, numai bine. Și îmi cer scuze că e un pic cam lung filmul, dar cam asta este. Astea durează.